Bine am regăsit la un nou car vlog. Astăzi o să discutăm despre 10 lucruri pe care eu le ador la mașina mea Tesla Model 3. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi. Am făcut un clip anterior în care v-am povestit 10 lucruri care nu le suport la mașina mea. Dacă nu ne-ați văzut, să dați click un pop-up aici să vă uitați la acel clip, dacă sunteți interesați să vedeți ce nu suport eu la mașina asta. Gata, m-am ieșit pe centură. Talpă, ăsta e un lucru din nou care îmi place la mașina asta, accelerația asta. Dar, în fine, hai să începem, să nu mai sunt la discuții. În momentul ăsta mașina are 5400 de kilometri și 2 luni de când am mașina. Hai să vă spun acum ce îmi place mie în această perioadă. Ce am observat că îmi place mie foarte mult la mașina asta. În primul rând îmi place că poți monitoriza non-stop ce se întâmplă cu mașina. Asta este un big plus, după părerea mea, pentru că poți vedea oriunde ai fi, de pe telefon, poți vedea ce se întâmplă cu mașina. Asta este mișto. Spre exemplu, îi lași cuiva mașina, poți vedea din aplicația mașinii unde merge cu exactitate, cu cât merge la oră cu exactitate, și e super mișto, adică chiar poți să monitorizezi non-stop mașina. Doar că trebuie să ai telefonul și internet la tine. Oleo! Centura București! Mamă, ce îmi place! Pe locul 2 avem sistemul de infotainment de la Tesla. Îl consider unul dintre cele mai bune, dacă nu cele mai bune, sisteme de infotainment de pe mașină. Pentru că n-am văzut sistem să se miște atât de bine. Nu are absolut niciun lag când te miști pe aici, pe hartă. Se mișcă foarte smooth harta, meniul la fel. E ca și cum ai avea un iPad. Știți că iPad-ul în principal așa se mișcă foarte bine. iPad-ul, iPhone-ul, etc. nu prea are niciun frânare. Și așa este și tableta asta. Este ca un mare iPad, meniul ăsta și toate astea. Mașina are internet nelimitat de la cartela mașinii. Oriunde ai fi în lume, mașina are internetul ei. Nu trebuie să-ți faci stres dacă tu, spre exemplu, poate nu ai internet pe telefon. Tu nu o să te pierzi pentru că ai internetul de pe mașină și nu trebuie să-ți faci griji că poate plătești cu un suplimentar dacă îți folosești tu internetul sau ceva în genul ăsta. Pe lângă internetul nelimitat, oriunde ai fi, te poți juca o grămadă de jocuri și non-stop se adaugă jocuri. Te poți juca jocuri într-o persoană, te poți juca jocuri în doi, te poți juca multiplayer cu alți oameni de pe alte Tesla. E insane câte jocuri are mașina asta, chiar nu mă așteptam. Sunt jocuri până și pentru controller, să te poți juca și să-ți conectezi controllerul. Și pe lângă aceste jocuri te poți uita la Netflix, YouTube, Twitch. Adică ai ce face mașina asta cât timp stai la încărcat oricum, dacă cumva stai prea mult. Și m-am jucat cam vreo 3 jocuri, ceva în genul ăsta, nu am jucat, mamă, la vrea să decolezi, ești nebun. Pe locul 3 avem Sentry Mode-ul, care e mană cerească, efectiv. Ar trebui, în principal, toate mașinile astea scumpe să aibă sistemul ăsta, mai ales dacă au și camere. Pentru că sistemul ăsta îți protejează mașina non-stop sau când vrei tu, e că poți să o și dezactivezi. Când nu ești lângă mașină, filmează non-stop orice se întâmplă cu mașina și când te întorci în mașină, se automat îți arată secvențele în care s-a întâmplat ceva cu mașina. Și dacă cumva se întâmplă ceva cu mașina sau unul e prea aproape, se uită, nu știu ce, îi arată că înregistrează, după aceea începe să se aprindă farurile să se stingă și în cel mai rău caz pornește alarma ca la orice mașină. Plus, pe lângă acest Sentry Mode, în timp ce conduci, și în timp ce conducem acum, ea filmează non-stop pe toate camerele în caz că se întâmplă ceva și ai nevoie de o probă video în caz că, Doamne ferește, faci accident sau fac alții pe lângă tine accident, ai o probă video și camera din față, laterale și spate. Pe locul 3 avem ceva ce multă lume se așteaptă să zic, accelerația de la Tesla. Este incredibilă, frate. Face mașina asta de la 285 de cai să pară că are în jur de 400 de cai. Ați văzut că nu sunt singur care a zis treaba asta și Andy Popescu a zis. Și e adevărat, adică îți faci, dă impresia că e mult mai puternică. Fiind cuplul ăsta instant, îți dă direct, și acum aveam 70 la oră și deja se vede imediat, frate. Imediat pleacă și imediat îi dă tare rău de tot. E mișto la treaba asta la mașinile astea, chiar e super, super mișto. Mașina asta, deși o cumperi cheală, spre exemplu, eu am cumpărat mașina asta cu absolut nicio dotare. Am luat cea mai ieftină Tesla, fără absolut nicio dotare în plus, culoarea de bază, totul de bază, nimica în plus plătit. Și, deși este cheală, vine cu toate dotările în principal cu care ar veni o mașină pe combustie normală. Adică, avem încălzire în scaune, avem încălzire în volan, geamuri electrice față-spate, avem portbagaj electric. Adică sunt niște chestii care, mână, mă, să zicem, la o mașină normală le-ai plătit ca o dotare sau un pachet. Când colo la mașina asta vine cu toate. Singurul cu care ai putea spune că vrei o dotare, dar nici măcar n-ai cum să o pui pe nicio Tesla, este masajul. Adică nu există pe nicio Tesla masaj în scaun.
Da, e o chestie așa, care aparent Elon Musk a decis că nu e nevoie de masaj. E prea comodă după. Pe locul 5 avem, cheltui foarte puțin bani cu mașina asta și este un big plus. Adică eu până acum, în ăștia 5400 de kilometri, / 2 luni de când am mașina, n-am băgat niciun ban în curent ca să o alimentez. Totul fac pe gratis, o alimentez pe gratis și aici e foarte bine. Chiar îmi place. Întreținerea este să-i pui și tu lichid de parbriz, plăcuțele va trebui să-i le schimb, dar undeva pe la 100.000 de kilometri sau... Depinde, vedem noi care e treaba, o să vă țin la curent. În principal nu prea folosesc frâna și de asta nu ai nevoie să schimb plăcuțele foarte des. Din câte am înțeles, undeva pe la vreo 100.000 de kilometri ar fi cazul să schimb plăcuțele la Tesla. Pe punctul 6 avem autopilotul, care se vede și acum că își face treaba genial. Pe autostradă poți să mergi fără absolut niciun stres, fără să-ți faci stres că se va întâmpla ceva. Autopilotul la Tesla, eu personal cred că este cel mai bun dintre toate mașinile, de la toate mașinile. Nu știu să mă pronunț neapărat, dar eu așa zic, pentru că e capabil să se conducă și singur și am sunt atâtea clipuri pe internet în care dacă căutați full self-driving Tesla, puteți vedea cum gândește mașina asta. Bine, mașina asta nu are acel pachet, mașina asta pur și simplu ține banda după cum vedeți, ia manevrele, se oprește, se accelerează, frânează. Mașina asta nu am plătit pachetul ca să schimbe banda, deci nu mi se pare pentru banii aia să doar să schimbe banda, să încă niște chestii în plus cu summon, nu mi se pare că merită. Autopilotul nu este nefolositor, este super mișto și îl folosesc destul de des. Al șaptelea lucru care îmi place la mașina asta este că primește multe update-uri și pentru că primește update-urile astea nu prea te plictisești de mașină, pentru că se schimbă foarte des. Am mai discutat legat de treaba asta și când mi-am spus părerele legat de mașină. S-a schimbat enorm de mult de când am luat mașina, s-a schimbat interfața, am primit încălzirea în volan, am primit încălzirea în banchetă, adică primești foarte multe chestii și inclusiv acum eu trebuie să-i dau update la mașină, dar n-am apucat să trec pe undeva pe unde am Wi-Fi ca să pot să conectez mașina, să descarc update-ul sau să-i fac eu hotspot de pe telefon. Și se dă chiar foarte des update, inclusiv acum trebuie să-i fac update. Nu știu ce trebuie să primesc, dar sunt curios, o să vedem. Vă țin la curent oricum cu orice update și cu fiecare noutate vă țin la curent pe Instagram. Așa că dați un follow neapărat acolo pe Instagram. Pe lângă treaba asta cu update-ul, pe locul 8 avem aplicația Tesla, care este genială. Adică nu cred din nou că există altă aplicație, altă mașină mai mișto ca la Tesla. Pentru că pe aplicația asta Tesla poți să faci o grămadă de chestii. Ce poți să faci din aplicație? Poți să preîncălzești mașina de oriunde ai fi, poți să preîncălzești bateria, care treaba asta ajută enorm de mult și e extrem de plăcută în diminețile foarte reci, când înainte să te duci în mașină cu vreo 5 minute dai drumul la încălzire și când ajungi totul e, volanul e încălzit, scaunul e încălzit, temperatura în interior e ok. Treaba asta ador extrem de mult la mașina asta. Poți să vorbești prin intermediul telefonului și să se redea lângă mașină. Adică poți să spun în mașină, dă-te de lângă mașină, dacă văd pe cineva pe aplicație, și să spun dă-te de lângă mașină că te văd sau mai știu eu ce. Poți să și trolezi. Nu știu neapărat cât de des o să folosesc asta, dar e o chestie mișto să o ai. Adică dacă nu ești lângă mașină și vrei să vezi ce se întâmplă cu mașina și e cineva lângă mașină, poți să-i dai prin microfon, dă-te de lângă mașină. Adică e o chestie mișto, chiar e mișto că poți să faci o grămadă de chestii cu mașina asta. Și încheiem cu un lucru legat de cum se conduce mașina asta. Mașina asta are un centru de greutate foarte jos, are bateriile foarte grele în podea și se ține foarte bine pe șosea și la viteze mari și când e o curbă se ține foarte bine de șosea și e foarte stabilă și e plăcut la condus. Am ajuns tocmai în Gherghița în momentul de față, trebuie acum să mă întorc înapoi în București. Da, ce fac eu pentru carvlogurile astea, mă duc până aproape în Ploiești ca să filmăm carvlogurile astea, să nu ne bată soarele în față, de asta m-am dus în nord, pentru că dacă filmam ceva în sud, ne bătea soarele în față. Eu sper că v-a plăcut acest carvlog, sper că ați aflat tot ce era de aflat, dacă mai aveți întrebări, lăsați-le în secțiunea de comentarii și vreau să-mi spuneți în comentarii ce vă place vouă la această mașină. Ce vă place vouă cel mai mult la această mașină? Sunt curios să vă aud părerile în secțiunea de comentarii. O să încerc să dau cât mai multe inimioare la cât mai mulți dintre voi. Să dați un follow pe Instagram ca să fiți la curent cu ce se mai întâmplă cu Tesla. Și ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!